Seara, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este domnul Denis Roșca, doctorand în economie, prim vicepreședinte al Partidului Acasă Construim Europa. Domnule Roșca, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisie. Bună seara, domnul Gonța, mulțumesc mult de invitație. Domnul Roșca, așadar, dumneavoastră sunteți prim vicepreședinte al Partidului Acțiune... Acasă Construim Europa. Așa este, partidul ăsta e pistitor și n-ai cum să-l uiți. Acum să uiți așa un partid minunat. Acasă Construim Europa, condus de domnul Cafcariu, care nu e în țară. Da. Partidul mai există sau voi vă autodisfințați, mergeți la ASP și luați înapoi actele pe care le-ați depus acum câțiva ani? Ce faceți în continuare? Noi activăm, deschidem două organizații teritoriale. În scurt timp o să vedeți destul de multe informații despre membrii ai altor partide care ader la Partidul Pace. La noi situația este ok, nu ne plângem. Da. Da? Noi am făcut activitate și de donații de pâini. Suntem destul de organizați, slavă Domnului. Minunat. Atunci să mergem la subiecte mai aproape de buzunarele și inimile oamenilor din ultima vreme. La noi recent a fost la emisiune fostul ministru al finanțelor, doamna Mariana Dulășteanu. Ultima ei, sau una dintre ultimele ei fraze la emisiune a fost tare dură pentru toată lumea, care a sunat în felul următor. Pe noi ne așteaptă recesiune economică acută, inflație acerbă, criza migranților, criza energetică și criza alimentară. E un pic exagerat, așa e? Nu. Nu e exagerat, deoarece pentru ca să previi actuale riscuri care sunt iminente, este nevoie măcar ceva să faci. Măcar să ai un plan de acțiuni ca să rezolvi problema în domeniul energetic. Pentru că ea este rezolvabilă. Dacă ne uităm rapoartele IRENA, Organizația Internațională în domeniul energiei, spune că Republica Moldova poate să fie 100% independent, dar trebuie să fie politicile ca să vină investițiile. Dacă vorbim de criza alimentară, ea este iminentă. Dacă nu faci nimic, bineînțeles că este. Dacă ne uităm ce s-a discutat la ședința Consiliului Suprem de Securitate, te puc să râsul. De ce? Una din activități este monitorizarea. Pentru ca să nu fie criza alimentară, trebuie să direcționezi resursele din invenționare, care este peste un miliard, în industrie prelucrătoare, industrie care produce conserve și să păstreze produsele alimentare pe perioadă mai îndelungată, industrie în zootehnie, pentru că noi să devenim independenți nu ne interesează prețul pe piața internațională. Trebuie să iei decizi de principiu cu rezervele de stat. Trebuie să simplifici procedurile sau chiar poate să elimine total TVA-ul pentru producția agricolă, pentru ca produsele noastre să fie competitive, să nu se răcească pe toți. Trebuie să se facă ceva, dar dacă nu, o să ne ducem în groapă. Nu exagera, doamnă. Dar ce înseamnă criza alimentară? Pentru că când spui la TV criza alimentară, vine, ai impresia că noi să ai ce mânca. Unii din cei mai mari producători de produse cerealiere de pe glob, vorbim Ucraina și Rusie, ei concurau, erau numărul 1 și 2, sunt în conflict. Una nu poate exporta din cauza anumitor restricții, alta din motive tehnici nu poate. Respectiv, când este criză de produse alimentare, se formează majorarea, în primul rând, criză, insuficiență, într-al doilea rând, se are loc majorarea cantităților și a prețurilor existente. Dumneavoastră aveți mașină? Da. Motorină, benzină? Motorină. Așa. Deci vă este din cel mai ușor pe suflet în fiecare dimineață sau o dată la săptămână când alimentați. Noi am remarcat, sunt date statistice, nu-i doar la noi, să nu acuzăm guvernarea. Peste tot este foarte scumpă motorina și benzina. Pe de altă parte, opoziția sare la gâtul puterii, că voi sunteți vinovați din cauza voastră că scădă prețurile pentru motorină și benzină. Haideți măcar noi doi să apărăm puterea și să spunem că ai noștri n-au nicio treabă cu asta. Ai noștri au majorat accizul de la 1 ianuarie și din prețul 1 litru de benzină, 10,86 lei reprezintă impozitele pe care le ia statul. De acord, dar în acordul de asociere semnat în 2014, asta e prevedere pentru care noi am semnat. Da. Așa. Dar noi vorbim acum de prețurile internaționale. Dar ce a făcut, de exemplu, Brazilia, ca să nu interesează prețul internațional? Au dezvoltat derivative, cum ar fi substanța E85, etanol, 85%, 15% de benzină. Și Brazilia cu 200 de milioane de oameni, la dă și mașini asacele și nu se strică. Și este mult mai ieftin. Nu se face abatere de la înțelegerile luate de Republica Moldova, dar ai produs autohton și acele circa 3 miliarde de lei, care este valoarea de piață, acum a crescut mult mai mult, ar rămâne în economia națională. Atunci oamenii au salarii și au de unde să plătească benzina. Mai ieftin, salarii și creșterea economiei.
Guvernul poate renunța la acces și TVA, la acești 10 lei despre care vorbesc dumneavoastră? În situațiile de criză, eu cred că statul poate să ia orice tip de principiu. Poate să negocieze pentru o anumită perioadă de timp, cum au făcut alții, pe 5-7 luni au renunțat. De ce în America este posibil? De ce unele țări europene este posibil? Păi America e țară, dar noi încercăm să devenim un stat. Pe noi ne interesează bunăstarea oamenilor sau ce ne interesează? Eu nu cred că este o problemă de principiu, ca în perioada de plină criză economică, să nu se iei niște decizii de principiu. Sau dezvolt derivativi. Să nu te interesează prețurile la piața internațională. Și asta nu este greu de făcut. Asta pur și simplu trebuie să schimbi 5 legi, una din care să certifici produsele. Și asta oamenii de afaceri singură să investească și perioada să fie mult mai rapid decât noi credem. Bugetul statului ar supraviețui fără acest acciz și TVA la benzină? Dacă spunem că oameni buni, vă iubim, jumătate de an nu luăm bani de la voi pentru acciz și TVA. Noi dacă înțelegem cum lucrează economia, noi înțelegem că asta nu afectează economia. Nu afectează pe bugetul de stat. Deoarece omul economisește anumiți bani. Ce faci cu banii ăștia? Îi cheltuie în altă parte, dezvoltă alte ramuri, da? Și de acolo se plătesc aceleași taxe. Ai 100 de lei, nu contează că cheltuie 50 aici sau 50 acolo, poți cheltui într-o parte 80 și în altă parte 20. Pur și simplu, sub altă formă, cheltuie aceiași bani. Pur și simplu, mai mulți au de trăit de pe loc. De ce ai noștri numele la asta? Eu bănuiesc că este frică de a intra în capacitate bugetul și frică de a intra în, începe niște negocieri cu partenerii de dezvoltare. Dar până la urmă trebuie să pui întrebare. Dacă ajungi benzina 50 lei, dacă ajungi 80, nu faci nimic? Varianta ideală este dacă se dezvoltă derivativele. Faci singur alternativele care trebuie să înțelegem ce înseamnă E85. Anual se produc circa 100 de milioane de tone. Asta e de 600 de ori mai mult decât consumul Republicii Moldova. 100 de milioane de tone de ce? De E85 substanța. Spirit plus benzină. Așa și spune în limba română. Da. Spirit plus benzină. Nu este o inovație. Asta este tot globul pământesc. Asta lucrează. În America 10% din piață, în China este foarte mult. Brazilia e lider după consum. Și noi avem din ce să facem în Moldova etanol. Este surplus de porumb, care îl exportăm, surplus de greu, care îl exportăm, cartofi, sfeclă. Noi avem resurse să devenim independenți energetic, cred că la 70% în sumă tot. Dacă vorbim în energetică, la 100% putem. Da, este nevoie de investiții private, dar statul nu cheltuie nimic. Energetic la care capitol? Toate. Energie electrică, benzină 85%, motorină 50%, cărbune 100%. Noi cărbune? Nu, substituient, biomasă. Biomasă, da, puterea calorică de 3-5 ori mai mică, dar să încălzești școala cu biomasă, cărbune tot același căldură elimină. Noi avem peste 1 milion de tone de biomasă care nu stă. 32.000 de hectare de părlag în țara asta, care nu sunt utilizate. Dumneavoastră de multe ori spuneți ceea ce spuneți și aici în studio, pe contul nostru de Facebook. Da. Eu sunt sigur că dumneavoastră vă urmăresc și oameni de acolo, de sus. Da. Și cum chiar nimeni nu ia în calcul ceea ce declarați, ceea ce propuneți? Eu nu când fac programele mele, da? Noi am propus 100 de programe. Spune-mi că nu se numește programul lui Pace sau lui Roșca. Programul lor sau numesc cum vor ei. Dar de ce nu se ia? Sau ideea nu-i bună sau e altă problemă la mijloc? Ei nici pe lor nu le fac. Ei programele lor nu le au. Ei nu le fac nici pe lor, nici pe altcineva. Nu este problema în mine. El pur și simplu nu se face nimic în variantă simplificată. Arătați o realizare cu care se poate mândri guvernare. Pe plan economic, dumneavoastră, urmăriți mai mult decât eu. Ce fac ei plan economic la capitolele astea care le vorbim noi cu ceea ce am început, cu crizele care ne așteaptă? Ceva undeva se întreprinde ceva? Chiar se face plan social prin compensarea anumitor cheltuieli, dar asta nu e economie, asta e compensare, asta e aspect social. Inițiative legislative în domeniul economiei sau programe cap-coadă, ele nu sunt. Noi avem pur și simplu prea multe așteptări că criza economică cumva o să termine, dar pentru ca să termine, modalitățile, ori retragi banii, ori faci surplus de producție. Eu sunt adeptul surplusului de producție, pentru că stabilizează și prețurile și oamenii au de lucru și este mult mai bine. Retragerea banii în circulație, asta e ultima modalitate. Noi dacă facem liberalizarea accesului la resursă și se dezvoltă economie prin supraproducție, pentru că
aici pus în o lecție întreagă de 30 de categorii nivalorificate pe teritoriul țării, atunci noi să înțelegem că criza nu o să fie așa de mare, nu o să ne afecteze atât de mult inflația. Dar ele nu sunt. Noi le căutăm, încercăm, nu ne spune guvernul, caută anumite soluții, ele nu sunt. El nu este document cu delegare de responsabilități. Ăsta face regulamente, ăsta acord de infrastructură, ăsta simplifică proceduri în domeniul fiscal, ăsta la domeniul vamal, aici noi dăm, liberăm acces la anumite resurse financiare, schimbăm niște proceduri vamale, componenta reciclare, le dăm voie să o facă. El nu este structurat, trebuie să ne uităm pur și simplu în agenda ședințului Parlamentului. Și ele nu sunt. Ne uităm în ședințele de guvern, ele nu sunt. Consiliul Suprem de Securitate, ele nu sunt. Ne se spune că ne luptăm cu inflația, dar e rezultatul, nu. Nu este materia, documentul, responsabilitatea. Este. Unde? Au fost create în Parlament două comisii parlamentare. Una care va analiza de ce avem inflație, alta va analiza de ce avem așa prețuri mari la benzină și motorină. Asta e dublarea activității, deoarece de răspuns la întrebarea asta poate să-l dăi fiecare ministru și el trebuie să dăi răspunsul. Doi, guvernul în sumă și trei, Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanță. Crearea unei noi comisii doar tergiversează timp. Cei care trebuie să vină cu inițiativele, ei examinează de ce alții nu au făcut. Voi dați directivele clare și atunci o să înțelegeți de ce lucrează și nu lucrează în țara asta. Dar cea mai gravă problemă la noi este constituie gazele naturale, da? La moment, da, cea mai mare creștere de preț, dar mai bine zis, această majorare a dus la faptul că din bugetul de stat să fie nevoit să se redirecționeze sume enorme de miliarde de lei. Da, este o problemă enormă care lasă fără resurse alte sectoare ale țării. O mică precizare despre benzină și motorină. Calculele dumneavoastră, analizele dumneavoastră arată că noi vom avea un preț pentru un litru de benzină și motorină până la sfârșitul anului sau până în toamnă, cum vreți dumneavoastră să ne spuneți, sau până în iarnă, care va ajunge până la cât? Eu nu pot să vă dau pentru că totuși prețul la bursă, eu nu pot să-l gestionez. Dar ținând cont că există o cerere foarte mare în țara vecină, la mulți petroliști este mai comod pur și simplu să vândă în țara vecină decât în Moldova, din aceleași surse. Eu nu cred că este cineva în țara asta care poate spune care să ajungă prețul la benzină sau motorină. Depinde de oricare măsură de bursă, bineînțeles. Din câte am văzut, ședința OPEC-ului și-au luat angajamentul să mărească capacitățile de producție, respectiv asta duce la mișorarea prețului de obicei. Surplusul de ofertă mișorează prețul. Dar cum mișorează dacă în fiecare zi cu 30-40 de bani? Decizia a fost săptămâna trecută a OPEC-ului. Și efectele vor fi când? Eu cred că în timp de o lună. Adică ajungem la 40, după asta coborâm la 35. Să admitem că da. Să admitem sau dumneavoastră intuiți că ar putea să ajungă la așa ceva? Uitați-vă, prețurile la bursă nu le stabilește Moldova. Și aici, precis, nici un om care cunoaște domeniul nu poate să expună cu anumite presupuneri. Doar cu jumătate de an urmă sau cu un an urmă, eu nu puteți spune cum să înceapă, ce s-a început și unde să sară prețurile. Nu este domeniul la care cred că cineva poate să vă răspundă. Ok, haideți înapoi la gaze naturale. Contractul este prost semnat de către ai noștri, negociat foarte prost, sau este vorba de faptul că asta consecințele războiului, consecințele crizei energetice în europene? De ce noi plătim atâta cât plătim? Și vara? Da. Deci, Gazprom are procedura de a semna contracte individuale cu fiecare țară la preț fix. Pentru prima dată în istorie, Republica Moldova a venit cu inițiativa să vină cu preț cu o anumită formulă de calcul, 30 plus 70%, în care este legat un semestru 70% prețul de bursă, alt semestru 30% prețul de la bursă. Asta este inițiativa părții Republicii Moldova. Prețul negociat individual cu alte țări arată că ei au reușit să negocieze 270, 300, 300 ceva dolari, 1000 de metri cubi. În cazul dat, prețurile la bursă în ultima perioadă s-au schimbat cotațiile, prețurile spot, vorbim, respectiv Republica Moldova a avut de pierdut. Dacă era semnat contractul
fără formulă renumită din Republica Moldova, la sigur prețurile erau mai mici. Mult mai mici. Contractul este semnat. Da. După 5 ani. Da. Gata, noi nu mai avem ce face? Este tentativă de renegociere, de ce? Tentativă? Unde ați văzut dumneavoastră asta? În afară de emisiune? Este posibilitatea de renegocie. Și de ce ai noștri tac? Asta înseamnă recunoașterea greșelilor. Dar în politica asta nu e bine. Recunoașterea greșelilor? Formula este greșită. Așa. Și ok, moldovenii nu știu cum se fac tarifele. Și ei recunosc greșelile tacit. Republica Moldova în top 15 pe glob după nivelul inflației. De la coadă vorbim, da? La noi nu se recunoaște că este greșeală în management. La noi nu se recunoaște nicio greșeală. În care țară europeană, dacă se ajunge la așa nivel de inflație, era să fie acceptat sau guvernul nu știu de demisie sau nu era concediat. La noi nu se recunoaște greșelile. Bun, dar la iarnă ce facem? Eu bănuiesc câțiva miniști pur și simplu își dă demisia și o să se spele pe mâini și o să spună că nu noi suntem de vină. Și vin alții, ok, vin alții și ei ce fac mai departe? Că asta nu înseamnă că micșorarea tarifului imediat după demisie. Scade de responsabilitate personală, nu de altceva. De care miniștri ar trebui să plece? De cred că mai mulți o să plece. Pentru că sunt oameni din politic doresc să se asocieze cu sărăcie. Niciun politician care se asociază cu sărăcie nu mai are șansă să reabiliteze vreodată să revină la guvernare. Uitați-vă în istorie. Partidele care au fost la guvernare în perioada de criză din 98 nu au mai revenit. Și nici cei din 2008. Dacă să admitem că ai noștri s-au apucat de lucru, dar încă nu vor să trimite comunicate de presă, cum s-ar renegocia contractul cu Gazprom? Ce trebuie să cerem noi? Iarăși, eu sunt adeptul că Republica Moldova să devină independentă. Dați să luăm structura consumului gazului. 100% gaz importat, 60% este gaz tehnic, 40% este gaz casnic. Așa. Cum încălzesc termoelectrica alte țări? În Japonia, în Tokyo, sunt 23 de stații de ardere deșeurilor. Noi avem peste 1,5 milioane de tone anual de deșeuri, care nu sunt toxice. Tehnologiile sunt universale pe glob. În cazul dat, noi nu am mai avea nevoie să importăm o cantitate de X miliarde de lei, la prețul zilei de azi, cred că vreo 6 miliarde de lei, nu o să avem nevoie să ne importăm. Și nu o să avem de plătit diferența, pentru că la noi materia primă să fie locală. Așa. Mergem mai departe. Unde este mai consumat? Substituirea. Per fiecare categorie. Începem cu instituțiile publice, grădinițele, școlile, spitalele. Investiții în alte tipuri de cazanuri și încălzirea cu alternative energetice locale. Fiți sigur că sunt destule resurse în Republica Moldova. Cu asta eu mă ocup de 6 ani. Capacitatea noi, și rămâne gazul tehnic, gazul casnic. La gazul casnic deja trebuie de găsit programe prin care să aibă loc schimbarea utilajului, aragazele pe gaz, pe cele electrice, boilere de pe gaz, pe cele electrice. Și dezvolta sectorul energetic propriu, electricitate. Dacă nu poți renegocia, rezolvă-ți problema, că de nu o să fii următorii 5 ani cu aceeași problemă. Sau noi suntem sortiți ca în balada Miorița, știm că o să fie rău și nu trebuie să facem nimic? Noua guvernă spune că trebuie să ne încălzim casele cu surse alternative, trebuie să ne le... Cum se spune asta în română? Încălzăm? Să le... Da. Da? Dar pe bani de unde? Și pe lângă asta majorează prețul la lemn. Și lemnul e scump? 1300. Dacă cât era? Vreo 700. Oho. Dar acum divină este cine în cazul lemnului? Criza. Nu, este dificil la buget și respectiv se majorează tot în lanț. Este o variantă, însă resursele existente pe teritoriul Republicii Moldova îi permit să devină independent energetic. Asta nici nu se discută. Noi vorbim, Chișinău are termoelectrică marea majoritate și sistemul rezolvă. Însă pe la casă trebuie liberalizat accesul. Și o să spun, o să ne sperie că dispar, o să dispară pădurile. Nu o să dispară. Există atâtea mecanisme de a mări suprafețele împădurite ale țării cu zerurile investiții din partea statului. Este una dintre acestea este fermele de carbon, unde fiecare persoană poate investi într-o pădure proprie și el vinde cotele de carbon, oxigenul care îl elimină el.
La moment este monopolul statului. Ca să înțelegeți, Finlanda nu are păduri publice. 100% din pădurile din Finlanda sunt private. Și managementul pădurilor este de 10 ori mai bun decât în Rusia, care e la 15 km distanță. De 10 ori mai mult carbon consumul pădurilor, deoarece sunt renuite permanent, decât în Rusia. Soluții deja sunt testate pe glob. Noi nu trebuie să inventăm roata. Noi pur și simplu trebuie să uităm la bunele practici care există pe glob. Eu nu spun că noi putem substitui 100% din gaz. Noi substituim un 50-60%. Dar e una când compensează 50-60%, alta când compensează 100%. Acum să substituim, dacă asta spuneți că trebuie să trecem la utilaje care consumă energie electrică. Dar energie electrică nu e făcută pe gaz. Energie electrică este posibil să vină investiții private, modelul american, fiecare om să-și instaleze acasă stații fotovoltaice. Și procedura este simplă. Unde se interconectează două conturi. Codul de leasing pentru utilaj cu contul de vânzare energie electrică în rețea. Pe timp de 7 ani de zile, om are energie electrică gratuită acasă, surplusul vine în rețea, după 7 ani de zile are energie electrică gratuită și deja devine sursă de venit. Este modelul american, nu trebuie de investit cu banii bancari, sub formă de credit, vin sub formă de investiții. Doar trebuie simplificat regulamentele prin care să ai permisiunea de a te conecta. Să nu mergem departe în America, da. Mergem la București sau frația de peste Prut. Uh-huh. Acolo este așa, așa model implementat? N-am verificat. N-am verificat, dar eu vă spun ce lucrează. Plusul țărilor mici, cum este Republica Moldova, este că ele se dezvoltă mai rapid. Uitați-vă în top 12 țări de pe glob, care sunt cele mai bogate după indicatorul PIB per capita, și o să vedeți că cele mai bogate sunt țările mici și fără resurse naturale. Țările mici dezvoltă mai... Singapurul, ca țară, e mai mic decât raionul Ialoveni. Ca suprafață. Bun, dar ăștia au acces la mare, nu? Câte exemple de țări care nu au acces la mare bogate să vă aduc? Elveția. Aici e vorba de secole deja. Cu 200 de ani în urmă, elveții ne veneau la locul Moldova. Asta cum? Și provincia Șabu, în sudul Basarabiei, creșteau struguri, vindeau pam, vindeau vinuri. Aici vineau la lucru. Eu mă ocup cu istoria de o perioadă de timp. Da, cineva voia, m-a rugat să vă întreb ceva de istorie, dar până... Nu cred că e cazul. Să intri aici mărunte. Nu, până atunci eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim, ok? Da. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Roșca, noi avem o inflație care va ajunge la 31%. Pe de altă parte, rușii și ucrainenii au o inflație două ori mai mică, aflate în război. Eu nu cred că este vorba de faptul că acolo pe timp de război se gestionează mai bine decât la noi. Eu intuiesc, chiar dacă nu percep, că este vorba de anumite politici foarte, foarte dure pe timp de război. De asta... N-au așa o rată a inflației precum este în țara noastră. Pentru că toate oile se sparg de capul doamnei Gavrilița și eu nu cred că ei nu știu, la rândul ei doamna Gavrilița transmite sau cine transmite cui trebuie mesajul deputaților din PAS, PAS-ul dă vină pe Armașul, guvernatorul Băncii Naționale și așa avem o situație că nimeni nu înțelege cine e vinovat și la urmă tot Putin e vinovat. Bun, în cazul ăsta el are o mare parte a vinii. Asta e adevărat. Să începem la ce criza de 22% era până la război. Era până. Cu ce a început criza? Sau mai bine zis, inflația. La sfârșitul anului trecut, guvernul s-a creditat cu bani pentru a majora pensiile. Dar lucrul acesta este o greșeală enormă. Criza din 2011, care a avut loc în Belorusia, dacă să iei fiecare etapă ce a făcut greșit atunci conducătorul țării, moldovenii au copiat 100%. Creditare pentru majorarea salariilor, majorez masa monetară și nu majorez producția. Este inflație. Politicile sociale, prea mulți oameni, hai să spunem așa, în Moldova lucrează de fapt doar 41% din populație, din care 8% sunt funcționari publici, care prin definiție iarăși nu produc. 33% îi hrănesc pe toți. Când media europeană trebuie să fie peste 65%. În Liechtenstein e 72%. Dai bani gratuiți,
te creditezi pentru pensii, majorarea pensii este posibilă, pur și simplu pentru altă modalitate. Politicile în domeniul gestiunii finanțelor, că noi suntem pe glob, locul 7 după mărimea aparatului administrativ raportat la numărul populației. Înțelegeți că la noi o bună parte din instituții sunt inutile. Ele nu își regăsesc utilitatea în circuit. În momentul în care se fac reforme necesare, structura banilor cheltuiți normal, noi putem să luăm pe punct și s-a făcut greșit în Belorusia, atunci s-a ajuns inflația și peste 100%. La noi Moldova o copiat. Nu dați vina pe armașul, pe guvernator. El este ultima instanță. El spune că sunt prea mulți bani și el îi oprește. Dar greșelile au fost făcute până atunci. Și una dintre însele este majorarea creditele pentru pensii. Doi, majorarea accizelor. Asta le-a stimulat, după care, negocierea contractului cu gazul. Gazul devine mai scump, scoți banii din țară și plătești. Sunt circa 9 decizii făcute. Nu cum scade, că accizele s-au majorat nu doar la motorină, benzină, gaz, la produsele chimice, la etanol și la energie electrică și la multe altele. Deciziile au fost luate pe loc, nu trebuie dat vine pe alții. Pur și simplu s-a ajuns în situația când se caută vinovatul și lumea întreabă, doamna președinte, cine devine? Doamna președinte, mă scuzați, eu nu am tangență. Duc la președintele Parlamentului. Președintele Parlamentului spune că noi toate documentele care ne-au dat, noi le votăm. Și ajung la premier. Și premierul deja e într-o situație că trebuie să găsească pe cine să dăie vina. Dar deciziile au fost făcute aici. Dacă schimbă guvernatorul Băncii Naționale și vine unul din PAS, chiar din deputăția lor, da? Un deputat de-a lor din Partidul Acțiunii și Solidarități, schimbă ceva lucrurile în capitolul inflației? Dacă ei cred că o să schimbe legile cum lucrează economia și finanțele, ei se greșesc tare. Au încercat în Belorusia și nu a ajutat. Azi am văzut o moțiune simplă contra ministrului finanțelor, Budeanski, da? Prețuri foarte mari, salarii mici. Este întemeiată solicitarea opoziției de a-l demite pe acest domn ministru? Ministerul Finanțelor are capacitatea să meargă, să facă reforme necesare pentru ca să stopeze inflația. Cel mai bun, cel mai reușit din Europa, cred că e fost ministru al finanțelor după 1989, care în 2 ani de zile a relansat economia enorm. Dar a făcut cine? Ministrul economiei din Polonia după anul 1989. A avut 3 categorii de reforme care au relansat economia și, în primul rând, nu întreținut artificial instituțiile inutile din stat. Pentru că se cheltuie bani, el pur și simplu a transformat din consumatori în contribuabili. Și asta este un lucru foarte important. Ce instituții de stat de la noi sunt inutile? Agenții pentru protecția consumatorilor, de exemplu. Ia papa așa mulți bani sau cum? Nu, ea este inutilă. Pentru că serviciile care le prestează, în Cehia, de exemplu, este sub formă de ONG. Și fiecare jurist dă în judecată numele părții care au păgubit, respectiv, și el este interesant să câștige. Dar funcțiile care le are, funcțiile care le face el, le substitui. Ori standardizarea, ori ANSA, ori avocații, ori fiscul, ori poliția. Funcțiile se dublează. Lista este destul de mare. Și foarte multe departamente. Cel mai reușit model de retragerea statului este modelul olandez, în care se face auditul la toate departamentele din cadrul guvernului. De exemplu, există un departament, vorbim de audit. El efectiv lucrează 2 luni pe an, dar el primește salariu pentru 12 luni. Este mai ușor să accesezi servicii outsourcing pentru 2 luni în an și este mult mai ieftin. Fix așa și cu resursele umane, cu juriști. O persoană din resurse umane servește 264 de persoane. Asta este capacitatea lui de lucru pe an. La noi și la 80 de oameni este. Modelul, în general, de organizare la tot ce este, dați-l un sistem de pensionare, da? Adică vârsta medie a unei persoane, a unui bărbat în Moldova, trăiește 65-39 ani. Vârsta de pensionare e 63. După pensie, în medie, un bărbat trăiește în Moldova 2-39 ani. Contribuie 40 de ani la pensie și lui se dă pe 2 ani. Și tot are pensie mică. Ne dăm seama că ceva așa nu e... Ceva nu e ok. Ceva nu e ok. Dar de ce? Din tot bugetul de pensionare, Fondul Asistență Socială, să ne uităm care este cota pensiilor.
Și câte categorii de persoane cu bani gratuiti sunt în țara asta? Noi suntem, cred că, printre primii în Europa. Asta cum? Persoanele se declară social nevoiașă și capătă bani, pur și simplu. Sau falsifică un document că sunt bolnave. Și în unele sate este mai comod să fii social nevoiaș decât să lucrezi. Alocația socială este mai mare. Intrați în oricare sat și ați vedeți salariul de 3-4 mii de lei, alocația 5 mii de lei. Dar dumneavoastră cum propuneți? Dacă bărbatul iese la pensie la 63, moare la 65, doamne, asta conform datelor astea, da? Da. Dumneavoastră ce modificare propuneți? Cel mai eficient, după mine, e modelul asiatic. Unde? Dumneavoastră când obțineți salariul, se duce salariul pe două conturi. Contul de bază salarial și contul de pensie. Dumneavoastră vedeți în orice moment care este acumularea dumneavoastră de pensionare. Din cauza că banii stau pe cont, dumneavoastră să plătești dobândă bancară. Banii sunt utilizați. În timpul vieții, să admitem că dumneavoastră doriți să vă cumpărați o casă. Aveți un activ care stă în bancă, îl puneți în gaj și vă cumpărați casă. Vreți copilul să ducă la studii psihotare? Îl puneți în gaj, copilul să duce la studii psihotare. Dumneavoastră vă gestionați. În cazul în care unul din sus decedează, banii ce se dau prin moștenire. El reprezintă un activ. La momentul omul creditează toată viața statul și în momentul în care vrea și ei înapoi, nu poate. Că el dacă o decedat, nu mai vede nimeni bani. Sistemul de pensionare are soluție. Asta nu este inventat, asta lucrează. La noi este încă modelul sovietic. Și asta permite întreținerea la foarte multe categorii care nu contribuie toată viața, au alocații, după care au și o anumită pensie, chiar dacă nu au contribuit. Dar sistem privat de pensionare? Este sistem privat. Asta despre care vorbiți dumneavoastră. Da. De ce ai noștri 30 de ani încoace nimeni nu se încumită? Eu țin minte, eram reporter la Mopres și Vladimir Voronin era președinte de țară și odată a zis că a trebuit și de atunci nici el n-a implementat. Și nici toți ceilalți care au mai fost după el. Aici sunt foarte multe categorii de persoane care după sistemul dat o să fie nevoit să-i pui la lucru. O să pui. N-ai contribuit, n-ai pensie. Vrei să ai ce mânca, trebuie să contribui. Statul are aici atâtea soluții prin care banii existenți în țară să-i redirecționeze. De exemplu, spun, noi nu-ți mai dăm bani gratuiți, dar noi de banii pe care tu îi vrei să-i capeți, adă lână, adă piele, adă plastic, adă, plantează puieți, crește cartofi, noi ți-i cumpărăm pe toți. Oricum se cumpără pentru școală, grădiniță și mai departe. Statul face achiziții. Bani care oricum îi cheltuie. La moment importă anumite lucruri. Noi am importat cât vreo 60.000 de tone de cartofi. Și ne plângem când avem locuri de muncă în țara asta. Schimbând sistemul, să nu mai dăm bani gratuiți, noi să avem resursă de câteva miliarde pentru a majora pensiile. Dar ce aveți dumneavoastră contra importurilor? Deseori v-am auzit că prea mult importăm, prea mult importăm. Republica Moldova importă circa 7 miliarde de dolari. Anual. Banii produse de 7 miliarde, da? Da. Banii aceștia noi îi dăm cineva străin sau putem să-i dăm la moldoveni? Dacă îi dăm la moldoveni, înseamnă că noi să avem așa migrație psihotare. Înseamnă că să avem majorări de impozit la bugetul de stat. A să avem mai mulți oameni angajați, respectiv crește și fondul de pensionar și fondul de medicin. Eu o să dau un exemplu ca să fie mai ușor. Există programul Prima Casă în Republica Moldova. Un program destul de interesant pentru tineri ca să trăiască. Și ce se întâmplă? Oamenii se duc la bancă, iau un credit și banii îi duc la firma de construcție. Firma de construcție îi schimbă în dolari și importă. Și banii se duc din țară. Și după un anumit perioadă de timp, noi să ne trezim cu niște construcții și niște oameni care n-au cu ce să achite creditele. Dar, dacă noi dăm din start credite la producători de materiale de construcție din Moldova, la toate componentele, marea majoritate este posibil de făcut, atunci banii s-ar duce. Bancă, firma de construcție, producătorii de materiale de construcție din Moldova, sub formă de salarii și angajații ăștia au din ce să-și cumpere casa. Circuitul banilor îl întrerupem prin scoaterea banilor din țară. Asta este o procedură care orice țară îl face în perioada de industrializare. Ajută producătorul autohton să dezvolte. Nu cu măsuri intervenționiste, dar îi ajută să se dezvolte. Da, văd că deocamdată acest program Prima Casă decurge destul de bineșor, parcă, nu? Fără... Și miliarde de lei pleacă peste hotare. Dar dacă banii ăștia lucrau încă o dată sub formă de salarii la toți oamenii, că aici se vor zeci de mii de locuri de muncă în sistemul de producere. Dar noi avem forță de muncă în general? Noi forță de muncă avem enormă. De unde?
Nu să admitem, în Marea Britanie, populația antrenată în domeniul agriculturii este 1%, în Moldova 14%. Funcționari publici. Fiecare 5 angajat din Republica Moldova este la stat. Asta este foarte mult. Asta este enorm. Dacă se micșorează de vreo 3-4 ori. În plus, există mecanismi prin care poți să readuci diaspora acasă. Sunt închisorile, sunt persoane de la 16 ani. Și în plus, când am vorbit, 41% sunt angajați oficial. 35% sunt pensionari. Diferența? Nu sunt angajați. Oamenii ăștia trebuie să se angajeze. Ei fix sunt anumite concedii, fix sunt angajați temporar, dar ei nu sunt contribuabili. Diaspora s-o aduce acasă? Eu poveștile astea le-au de la toate guvernele. De acord. Ce om normal o să vină la un salariu de 500 de euro când ia 3000 acolo? 500 de euro asta e într-un caz bun? Eu mizez pe faptul că oamenii să investească în propriile afaceri mici. Modelul georgian e ideal, da? Ei au ajuns când au simplificat regulile de joc. La noi nu vine investiții nu din cauza corupției, din cauza regulamentelor. Eu o să vă răspund definitiv. În Moldova, ca să obțină autorizații de construcție, conform raportului Băncii Mondiale, e 278 de zile. În Singapore, le e în 35. Care sunt șansele că cineva o să dea bani, corupție, când știi că oricum peste 35 de zile iei autorizația? Zero. Conectarea la energie electrică, 87 de zile. Regim normal, 19 trebuie să fie. Plata taxelor, numărul de taxă. Când avem 161 de impozite și taxă. Când în regim normal trebuie să fie numai mult de 10. Unii din ele sunt inutile, impozite pe câini, de exemplu. Strângi 2000 de lei impozit, dar întreținerea aparatului care gestionează asta sunt vreo 10 milioane. Înțelegeți logica la astfel de impozit. Noi avem 40 de sectoare fiscale în țară. Bulgaria are 6. Deci de 3 ori mai mare ca Republica Moldova, ca populație. Deci, schimbând cadrul legal de activitate a business-ului, în Moldova o să revină diaspora. De ce? Pentru că Republica Moldova nu este nicio concurență. Ce concurență dumneavoastră aveți în producție de materiale de construcție? În producție de consiere. Intrați în metro și uitați-vă la produsul de import și care e posibil de produs în țara asta. Nu este nicio concurență. Elementar, e noi. Sunt câțiva mari jucători de servicii sau importuri, dar concurența Moldova nu este. Și în cazul dat, ar fi mult mai atractiv să faci mult mai mulți bani decât psihotare. De ce la noi n-am mers legea asta, dacă tot ați povinit despre alte metro și alte magazine, cuprire la 50-50, producție autohtonă și producție importată? Deci, s-a pornit, dar s-a oprit și n-a mai fost promulgată până la capăt. Eu bănuiesc că aici era vorba mai mult de componenta dividende politice decât s-a dorit să lansez o idee după care să se victimizează că nu le reușit. Ok, raftul 50%. Vorbim din suprafața raftului, 50% trebuie să fie producție autohtonă și 50% producție de import. Să admitem că ea trece. Capacitatea de producție în perioada scurtă de timp este? Nu este. Corelarea cu investițiile, granturile, creditele pentru sectorul producției în Republica Moldova este? El nu este. Pentru că mulți din cei care vorbesc nu înțeleg. Republica Moldova, 70% din toate încasările le face vama, da? Asta înseamnă că 70% din consum, asta e de import. Noi producție nu avem. Din tâi pui calul, apoi pui căruța. Din tâi creezi tot cadrul legal. Georgienii au simplificat într-atât de mult procesul de producție că au ajuns la 17 antreprenori la 100 de oameni. Următorul după dânsul americani cu 11. La noi cred că e sub 2. O simplificat atât de mult, fiecare om era gata să investească, să producă orice, el avea automat toate permisiunile de vinde. O schimbat declarația de la ANSA cu declarația de proprie răspundere. Și timp de 18 ani nu s-a otrăvit nimeni. În cazul dat certificatul ANSA, cât este de important. ANSA, o să revenim. Ne uităm la televizor că trec tirurile în Rusia și le calcă cu buldozerile mierele. ANSA, care a dat certificat că el este de conformitate. Să judec cu Rusia pentru ca să spună că voi puneți la îndoială certificatul nostru? Dar pentru ce dar s-au plătit bani pentru acest certificat, dacă el nu reprezintă nimic? Asta e încă una dintre instituțiile care trebuie lichidate, în opinia dumneavoastră. Nu, el trebuie reorganizat.
el se reorganizează în instituții private care poartă răspundere pentru ce face. El dacă îți dă un certificat, el trebuie să îți dă ceva în schimb. Unde este garanția că el te protejează după asta? În lista instituțiilor care trebuie de reorganizat este foarte mare. De ce ai noștri nu lichidează raioanele? Că acolo am înțeles că aduce bani pentru stat, da? Dar nu, că s-ar economise că 2 miliarde de lei. Este o temă care are aspecte politici, nu, curajul. În general, eu văd alt format. La noi se mizează mult pe amalgamare, unde mai multe primării se comasează într-o singură primărie, ținând cont că la noi circa 300 de primării din 900 sunt în afara legii. Conform legii, o primărie se formează la 1500 de locuitori. Dar 300 din ele nu au 1500. Și întreținem consilieri, 12.000 de consilieri, primari, mașini, calculatoare și cam tot bugetul să cheltuie. Capacitatea de autofinanțare a unei primării este cam între 15 și 30%. Restul banilor, prin anexa 7 la buget, necondiționat, statul le compensează. Procesul de amalgamare despre care vorbesc constă în a micșora numărul de primari și într-un fel de economisă pe costurile este administrative, dar asta de fapt nu soluționează problema. Nu soluționează, o să fie plus câteva sute de milioane, plus un miliard, asta pentru bugetele țării, pentru consumul în teritoriu nu înseamnă nimic. Varianta ideală este schimbarea la tot sistemul de impozitare și vorbesc aici modelul elvețian, îl știe cel mai bun. Uitați, în Republica Moldova există instituții care acumulează banii din localități, toate impozitele, le adună la bugetul de stat, după care le redistribuie înapoi. Și noi, care le dă tot în aceleși localități. Și noi ne dăm seama că are loc întreținerea unui aparat birocratic și la acumulare și la redistribuire, da? Care nu lucrează gratuit. Așa. Dar bugetul se formează din bugetul stat. Ce au făcut elvețienii? Au schimbat sistemul de impozitare, acolo nu știu, 40, 35, 25%. Respectiv, ei nu mai au nevoie să strângă bani și de înapoi. Ei lasă mai mult, din start mai mult impozit în localitate. Logica ar fi impozit persoanelor, venită persoanelor juridice să rămână în localitate, impozit rutier să rămână în localitate, toate resursele naturale care există, piatră, nisip, argilă, păduri, iazuri, să fie în localitate. Banii ăștia se acumulează după care se întorc înapoi. Care este logica? Întreținerea unui aparat? Noi cheltuim bani pentru, nu știu, agenția de dezvoltare regională. El hotărăște că în localitatea asta îți trebuie iluminare. Dar poate nu ai nevoie, ai nevoie de pod. Bugetul de stat îți compensează oricum cheltuielile. De ce e bun modelul dat? Pentru că atunci primăriile devin la autogestiune, dar lor le se deschid mânile. Pentru că atunci iau o motivație ca în localitate să se dezvolte afacerile. La moment este rupt legătura între primar și afaceri. Este, nu este. Dar în momentul în care tu vrei să acumulezi mai mult impozit, tu să te gândești foarte bine la achiziții. Ai 1 milion de lei pentru pavaj. Tu să cumperi pavajul de la tine din localitate, de la producătorul tău, deoarece îl mai impozitezi odată, așa, dintr-un milion încă 100.000, să mă întorc și mai faci câțiva metri. O să spui, este iazul. Eu pot să-l dau în arendă, eu pot să dau voie să-ți volte serile. Da? Eu o să fac achiziții de pe o masă, de pe loc, pentru că eu impozitez, eu nu o să cumpăr cărbune. Înțelegeți ideea? Eu am niște depozite care stau în localitate, eu o să le dau în arendă cu 0 lei, dar o să impozitez. Impozit venit, impozitele salariale și așa mai departe. Și consum oamenilor, eu să-l impozitez. Atunci primarul să fie cel mai motivat să vorbească cu toți investitorii. Gândiți la noi că noi avem argilă, faceți o fabrică de cărămidă. Noi vă dăm acces la resurse. Comunarea plății. Vă spun, luați lemnul, comunarea plății, eu să vă impozitez, după care și lemnul să-l achitați. Tare frumos vorbiți dumneavoastră și convingător, sper. Convingător pentru cei care trebuie să țină cont de ceea ce spuneți. Dar pentru mine convingător este regizorul, vrea publicitate chiar acum, luăm câteva clipe și revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Roșca,
Citem eu zilele astea pe un portal de știri, dar nu mă întrebați pe care, că nu-mi se minte, despre un plan foarte clar și detaliat, care se numește plan anticriză, ce urmează să facă ai noștri, ca noi împreună cu ei să trăim frumos și bine. Sperând din toată inima că dumneavoastră ați dat peste acest plan de numit anticriză, bun, eu un pic încerc să vă amăgesc, eu n-am văzut niciun plan anticriză, dar au spus că va fi frumos și bine. Uh-huh. Va fi bine. Deci, Guvernul Republicii Moldova plan anticriză nu are. El nu-i. Planul anticriză din 100 de puncte care au apărut în presă au fost publicat de noi. Noi l-am publicat pe el în luna aprilie, cu două luni în urmă. Am spus, situația în care este Republica Moldova nu poate fi lăsat de la întâmplare, zăpada singură cade, singură stopească. Cam acesta e principiul. O venită inflația, cumva eu să pleci. Eu nu să pleci singură. Trebuie de creat un plan de acțiune. Este un plan pe care noi l-am publicat și eu bănuiesc pe ăsta despre el s-a vorbit, dar principial guvernul nu acceptă nicio propunere din exterior, cam toată lumea este o stat cu unii lipsă de acțiune și asta este dramatic. Pentru că în astfel de condiții eu cred că se poate pus la îndoială și legitimitatea guvernului, fără supărare. În ziua de azi, dacă ar fi alegeri, eu nu cred că partidul de guvernare avea atâtea mandate. Nu cred că atâta lume ar fi de acord cu politicile care se iau. Pentru că la noi, în criza energetică, se e decizie de interzis și băuturile energizante. Asta e... Nu, asta a fost propunere, nu s-a interzis nimic. Probabil domnul Alaiba... Bun, nimeni n-a înțeles inițiativa domnului sale, dar probabil această băutură energizantă plus alcool este dăunătoare, probabil. Nu știu. Țigările nu sunt dăunătoare. Așa. Altceva? Alte idei? Concret. Concret. Care e planul? Ce facem? Dăm deci... foc la țară și ne unim cu România, poate? Nu. Republica Moldova are capacitatea să devină independentă și asta nu este teorie. Asta este calculul matematic. Să triplezi bugetul Republicii Moldova, ai resurse de interne. Republica, guvernul trebuie să ia decizii de principiu, să explice oamenilor cum vom trăi și ce trebuie să facem. Care sunt măsurile în redresarea domeniului finanțelor? Lumea trebuie să înțeleagă cum se gestionează pe viitor. Ce politici se ia în domeniul resurselor, rezervelor de stat și cum ele pot aplana situația. Tot globul pământesc utilizează acest resurs pentru a juca la cotațiile prețurilor. Care să facă mecanisme pentru ca să se atragă investițiile. Pentru că Republica Moldova, dacă vă uitați în ultimul an, nu au venit investitori. De ce nu au venit investitori, chiar dacă a venit o guvernare pro-europeană? Nu au venit ultimele trei luni că e război. Dar poate ceva a venit până la război. Ele nu vin. În Republica Moldova, în ultimii trei ani zile, au fost 6 miniștri ai economiei. Investitorul nu vine la ministru, nu vine la guvern. Vine la reguli de joc. Pentru ca să schimbi regulamentele despre care am vorbit, este nevoie să faci acțiuni. În primul rând trebuie să iei acord de asociere și să-l duci până la capăt. Dar în momentul în care stai și nu faci nimic, soluțiile nu o să vină singuri. Deci, în cazul dat, noi urmărim o atenție deosebită spre a găsi vinovatul, încearcă că este nu și ceva vinovat primarul, guvernatorul, oricine, pentru persoanele care de timp erau vinovate, s-au terminat. Da? Ele cumva au fost... Și încearcă să caută vinovatul și poate cumva s-au răsucea, pentru că actualul partid fără vinovat, ei n-au ce prezenta. În regim normal, un partid vine și spune, noi am realizat acest proiect, uitați-vă cât este de frumos, dar în momentul în care nu este, ce trebuie să arăți? Ce trebuie să vorbești? Indici cu degetul, ăsta e rău și ăsta e rău. Nu, ăștia sunt mai rei ca noi, cam asta este ideea. Eu recomand cei care au posibilitatea să citească acest plan anticriză, deoarece el explică soluțiile în domeniu financiar, în domeniu economic, în managementul instituțional, în managementul riscului și așa mai departe. La momentul văd doar show-uri la televizor, doar cu o zi înainte de a se majora prețul la gaz. Dacă azi arestează pe cineva, mâine se majorează prețul la gaz. Asta deja este o lege. Este praf în ochi și eu nu cred că ei îți doresc să trăiască după aceleași reguli că nu o să mai fie la guvernare. Domnul Roșca, dar cum se explică criza uleiului care am avut-o? Sare nu era, chibrituri nu erau, lumânări nu erau. Bun, lumânări am înțeles de ce.
Это ультима криза улей. Я вам возьму даже нечто идеи, как де факт плохотнюк и дивина. Я когда мозг дошь пясты, я говорю, гера плохотнюк. Нас одержа и кульмя кульпер. Я сен сигур, как он и фарти инфлюент. Ундева. Пати ша ичи инклюзив пасте тот. Да держа, кер, кер ла три яны поплекай, я спык, ш, плохо виноват, кер жди улей, я держа рэди копилы. În perioada în care statul pierde autoritatea asupra instituțiilor pe care le gestionează, astfel de crizele apar foarte multe. Dacă vă uitați, cu o perioadă scurt timp înainte de asta, a fost criza cu porumbul. Așa. Tot este o criză artificială și asta este o criză artificială. Și câțiva ani în urmă a fost criza cimentului. Sunt niște crize care, în momentul în care statul slăbește, agenții economici găsesc mecanismele ca să strângă niște bani în plus. Asta este slăbiciunea statului. Aici nu trebuie căutat vinovață. Aici fiecare să-și facă lucrul care trebuiește. Cum poate fi un stat slab când la guvernare nu se află o coaliție formată din 7 sau 69 de partide? E un singur partid, 63 de mandate. Asta e majoritatea absolută. Iar ei când au chef au și majoritate constituțională. Că îi joacă sau pe unii sau pe alții. Cum poate mediul de afaceri să joace o astfel de putere? În momentul în care un deputat din Parlament nu știe că a votat pentru majorarea accizului, și vorbesc de cazuri concrete, el poate să facă inițiative care nu-și dă seama ce face. Se legalizează niște lucruri care dăunează la toată lumea și după care își dau seama care este efectul. Aici se face sub formă prin necunoștință, prin incapacitate. În perioada sovietică era așa o zicală că da, iar că mă upravlează stra noi, dar s-au greșit. Nu fiecare om are capacitate de management. Și asta, în ultimul an, s-a observat foarte mult și în Republica Moldova. Cât este important omul să-și cunoască lucrul. Dacă el nu o să își facă lucruri, bineînțeles o să apuci și să caute cine este vinovatul. Dar asta deja este depășit. Asta este treaba opoziției să arăte vinovatul. Guvernarea trebuie să arăte soluțiile. Guvernarea trebuie să arăte rezultatele și să arăte că până la noi a fost așa, după noi este mult mai bine. Hai, totuși, dați-mi vreo frumos un domeniu unde ai noștri se scurc foarte bine. Un domeniu trebuie să existe. În politică externă sunt niște rezultate. Cum ar fi? Faptul că pe noi ne vizitează pe timp de război foarte mulți oficiali și ne spun că nu vă temeți că o să fim cu voi așa cum le spuneau și ucrainienilor? Este o mai mare deschidere din partea instituțiilor internaționale, însăși procedura de acceptare a cererii este un indicator, nici nu se discută. Asta se cheamă, noi am picat datorită Ucrainei sau din cauza, sau nici nu știu cum care termen să-l folosesc aici. Dacă nu era război, cererea asta o depuneam în 2666. Este salutar faptul că da. Dumneavoastră îi lăudați. În sfârșit ați găsit un domeniu, păcat că eu vă combat, de fapt eu trebuie să aplaud, că lăudați, mă bucur și eu foarte mult. Alte domenii? Noi o să facem totalizare. Noi avem câteva ministerii care aduc bani în stat și marea majoritate care cheltuie bani în stat, da? Mm-hmm. Și care ministerii aduc bani? Teoretic ar trebui să aducă economii, finanțele și infrastructurii. Așa, Ministerul Economiei la noi elaborează politici de economie? Eu nu le-am văzut. Nu, așa ar trebui să fie. Dar mare majoritatea ministerilor, dumneavoastră, cunoașteți 10 realizări a Ministerului Educației? 10? Realizări. Nu, sunt anumite ministerii care practic nici nu există. Este greu de arătat un rezultat actual. S-a majorat pensia, dar inflația a mâncat tot profitul. Apropo de chestia asta cu majorarea pensiilor, tabelele diferite, pensionarele sunt și aceeași, dar tabelele care se ceartă că s-a majorat sau nu s-a majorat, sunt două. Da. S-a majorat pentru toată lumea până la 2000 nu, de lei? Nu. S-a majorat pentru cei care aveau stagiu de cotizație complet. Și asta înseamnă că diaspora care nu au stagiu de cotizare complet, nu au obținut majorare de pensii. Uh-huh. Dar dacă e să fim onești cu noi înșine, nici n-au de ce să aibă 2000 de lei? Dacă n-au făcut cotizații, nu? Cum spuneați dumneavoastră în prima parte a emisiunii. Eu sunt adeptul ca omul să aibă exact banii cu care a contribuit. Atunci nu există formule. Ți-ți dăm atâta și noi calculăm că acesta este coeficientul. Cât am contribuit ăștia-s banii mei? Asta cred că ar fi varianta ideală. Adică ceea ce a făcut acum PAS-ul este corect?
Hai spun, dacă facem redistribuirea fondului de pensionare, cum spun eu, pensia ar fi mult mai mare. Pentru că atunci fondul pensionar 29 de miliarde, undeva vreo 20 pentru pensii, dar 10 pentru alte categorii de alocații. Aceste 10 categorii de 10 miliarde ar fi posibil de redistribuit altfel în cazul în care se face reformă. Domnul Roșca, de ce nu vin banii care ni s-au promis nouă în ultima jumătate de an de la partenerii de dezvoltare? Robinetul s-a închis din cauza războiului, războiului în Ucraina? Nu cred. Există un angajament în procesul de preaderare și noi vorbim de acord de asociere. Pentru ca să vină finanțările, sunt anumite angajamente. De exemplu, luăm rezervele obligatorii de petrol. Pentru că Moldova a semnat document, trebuie să fie petrol în stocuri pentru 90 de zile înainte. În cazul în care erau stocurile mai vechi, cel mai probabil că noi în ziua de azi, nu era să avem așa de scumpă motorină, dacă se implementea acest punct din acord. Mai departe, acordurile în domeniul rezervelor de produs cerealiere și mai departe, care tot trebuie să fie perioada îndelungată, el tot nu este făcut. Blocarea este pe interior, nu se fac angajamente și după care te plângi că europenii nu-ți dau bani. Haideți un pic la politică. Vă rog. La localele astea 10 primării care au concurat acum mai mulți jucători politici, ați candidat? Nu. La ultimele nu. Noi avem deputat în adunarea populară a Căgăuziei. Tot e bine. La localele de anul viitor, e clar că veți juca pentru funcția de primar al municipiului Chișinău? Cred că da. Serios? De ce nu? Dar nu e suficient Ion Ceban și candidatul oricare ar fi de la PAS? Proces competitiv dezvolt mai bine sistem politic. Noi ne creăm anumite iluzii. Dar politicienii nu reprezintă mai mult de 1-2% din populație. Dar persoane competente în țară sunt mai multe, nu-s doar politicieni. De ce noi trebuie să ne limităm că dacă este un om, brusc restul trebuie să spună că nu este bun. Dacă o să fie mai bun în comparație cu toți alți competenți, o să acceptăm câștigul, dar dacă nu. Ceban merită al doilea mandat? Domnul Ceban este mai bun în comparație decât fost primar, da? La fel, în viitor apropiat și viitoarea guvernare va fi mult mai bună în comparație cu actuala. De asta, tot în nivel de comparație se ia. Mergem pe comparații, dar Maia Sandu este mai bună ca predecesorul ei, Igor Dodon? Doamna Maia Sandu a avut 19 promisiuni electorale. A executat una. Dar nu să vreau să concluzie. Una care să merge de salvarea Parlamentului. Serios? Luați lista. Dar ce-a mai promis? Reforma armatei, majorarea alocații pentru familii, în economie, în sistemul de drept și așa mai departe. Păi da, măcar una așa. Dizolvarea Parlamentului? Da. Ok. Deci, în opinia dumneavoastră, nu merită al doilea mandat? Eu prefer să judec oamenii după rezultate. S-au promis 19. Fă 19. Fă 15. Ok. Și ultima întrebare. Ce face domnul Cafcaliuc? Domnul lucrează în continuare cum lucra la companie petrolieră peste hotare. Între timp a câștigat procesul și s-a demonstrat că judecătoarea de la Sângerei care a falsificat dosarul întreg procesul a fost falsificat. La Interpol a câștigat. A fost demonstrat faptul că tot ce este ținut acolo este tras cu ața albă. Acum a dat la CEDO și, bineînțeles, se întoarce în viitor acasă. Pe când revine acasă? Da, deciziile, doar știți că deciziile dosarele politice foarte rapid se examinează. Vine cu dosarul câștigat la CEDO acasă. Domnul Dimitru Roșca, mulțumesc tare frumos că ați fost atent la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mersi. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.